Cum îmi aleg o carieră? Aceasta este o resursă educațională deschisă la disciplina consiliere și dezvoltare personală la clasa a 6-a. În alegerea unei cariere, oamenii țin cont de câteva elemente. Iată care ar putea fi două dintre acestea: prestigiul social și satisfacția profesională. Prestigiul social se referă la admirația de care se bucură o persoană, la recunoaștere și celebritate, iar satisfacția profesională se referă la mulțumirea pe care o are o persoană la locul de muncă sau față de sarcinile pe care le realizează. Persoanele cu prestigiu social se bucură de respectul și admirația celorlalți, de o bună reputație în comunitate, adică sunt cunoscuți și apreciați și îi pot influența și pe alții în alegerile lor. Să o luăm ca exemplu pe Simona Halep, îndrăgita jucătoare de tenis din țara noastră. Ea este o persoană cu nivel de prestigiu ridicat, este admirată, respectată și este cunoscută și în afara țării noastre. De asemenea, a influențat generații de copii să facă sport. Găsește și tu două personalități din orice domeniu de activitate care se bucură de prestigiu social. Până săptămâna viitoare, notează câteva informații despre acele personalități: cine sunt, cu ce se ocupă și de ce consider că au o bună reputație. Poți adăuga și imagini dacă ai această posibilitate. Prezintă rezultatul colegilor tăi. Se spune că unele persoane care își desfășoară activitatea într-un anumit domeniu au un nivel de prestigiu mai ridicat decât altele, de exemplu, medicii, bucătarii sau avocații. Tu ce părere ai? Deseori auzim spunându-se despre un doctor că este bun, despre un avocat că își face treaba bine, iar altcineva ne recomandă un anumit bucătar. Acum te rog să răspunzi la următoarea întrebare. Crezi că unii dintre doctori, bucătari, avocați au un nivel de prestigiu ridicat, iar unii dintre ei nu reușesc să aibă? Ce crezi tu că face diferența? Un alt element după care se orientează oamenii în alegerea carierei este satisfacția profesională. Aceasta se referă la emoțiile pozitive pe care le are o persoană față de munca desfășurată, de exemplu, mulțumirea față de activitate sau entuziasmul cu care își desfășoară activitatea. Satisfacția profesională este dată și de folosul muncii desfășurate pentru ceilalți sau de rezultatele obținute în muncă, cele care aduc beneficii și altor persoane. Cu alte cuvinte, o persoană care contribuie prin munca sa la dezvoltarea comunității sau care îi ajută, îi sprijină pe ceilalți, va avea un nivel de satisfacție mai ridicat. O persoană cu nivel de satisfacție ridicat va face o muncă mai de calitate față de o persoană cu un nivel de satisfacție scăzut. Tatălui Mihai este inginer, lucrează într-un birou spațios și modern alături de alți colegi cu care se înțelege foarte bine. Are mașină de serviciu cu care se deplasează pe șantier când este nevoie. Salariul lui este suficient să se descurce toată luna cu cheltuielile, mai rămân și bani pentru distracție, timp liber sau alte nevoi. Consider că tatălui Mihai are un nivel de satisfacție profesională ridicat sau scăzut? Probabil răspunsul tău este nivel de satisfacție ridicat. Este adevărat. Prin urmare, nivelul de satisfacție în muncă depinde de condițiile bune de muncă, relația cu colegii și salariul obținut, adică venitul lunar. Identifică cel puțin două profesii în care consider că angajații au un nivel de satisfacție profesională ridicat din oricare următoarele domenii: artistic, IT, sportiv, educațional, social, sănătate, justiție, agricol, tehnic, economic. Argumentează alegerile făcute și discută cu colegii tăi. Așadar, prestigiul social și satisfacția profesională sunt două elemente importante în alegerea carierei. Nu uita, o metodă prin care poți face lucruri minunate este să-ți placă la nebunie ceea ce faci. Îți doresc mult succes!